Vă îndemnam la întâlnirea anterioară să citiți romanul Doc. Sper că v-a impresionat textul și ați reușit să răspundeți la întrebările care v-au rămas la sfârșitul activității noastre. Astăzi continuăm să lucrăm cu acest text și în centrul atenției noastre va fi sistemul de personaje. Dar înainte de a discuta despre personajele implicate în acțiunea acestui text, vă întreb, v-ați dori să fiți unul dintre personajele romanului Doc de Nicolae Simenko? Care dintre ele? Așa cum nu pot să aud răspunsurile voastre, pot să le intuiesc, dar din postura în care mă aflu, să știți că mi-aș fi dorit foarte mult să fiu diriginta de la școala numărul 10 sau măcar profesoara de chimie de la școala numărul 17. Eu sper că ați găsit argumentul de ce îmi doresc să fiu în pielea acestor personaje. Vom încerca în continuare să mergem pe tehnica văd, aud, simt pentru a intra în atmosfera acestui text. Deci, sunteți la ora de limba și literatura română, școala numărul 17. Ce vedeți? Ce auziți? Ce simțiți? Eu îmi imaginez o clasă de adolescenți, ne amintim, clasa 9A, aud nemulțumirea elevilor și simt că va izbucni un conflict. Sper că vă amintiți fragmentul. În continuare, pentru că sunteți elevi responsabili și ați citit textul, propun să recunoaștem personajele. Să vezi că o să întârzi, să vezi că o să întârzi, să vezi că o să întârzi. Vă amintiți textul? E vorba de mama lui Doc. Deci este replica preferată pe tot parcursul textului a acestui personaj. Următorul. Avea un mers drept, pas mărunt, pantofi pe tocuri înalte și fustiță verde. Despre cine e vorba? Da, e vorba de Nicoleta. E un băiat înalt, deșirat, oricând e cu chitara în mână. Despre cine discutăm? Sper că v-ați amintit, e Gondea, colegul de clasă al lui Doc. Ne amintim care sunt elementele în momentul în care urmează să caracterizăm un personaj literar. În primul și în primul rând va trebui să discutăm despre locul pe care îl ocupă în operă. Și aici ne amintim, discutăm despre personaje principale, secundare, episodice sau figurante, după modul de prezență în operă, individual sau colectiv. Nu mă opresc la celelalte detalii, sigur vă le amintiți de la orele anterioare. Atunci când discutăm despre modalități de caracterizare, discutăm despre două. Modalitatea indirectă și modalitatea directă. Caracterizarea directă se produce în text prin următoarele elemente. Deci, e vorba de autocaracterizare, poate fi caracterizat direct personajul din spusele naratorului sau, de asemenea, direct un personaj poate fi caracterizat de către alte personaje. Indirect, un personaj poate să se caracterizeze prin numele pe care îl poartă, prin vestimentație, prin mediul în care trăiește, prin limbajul pe care îl folosește, prin acțiunile, faptele sale, dar, evident, și prin modul de gândire. Deci, ziceam noi că vom discuta astăzi despre personajele din romanul Doc de Nicolae Simenko. Care sunt ele? În primul și în primul rând discutăm despre Doc, adolescentul care este în centrul acțiunii acestui roman. Evident, e vorba despre Ilarion, tatăl lui Doc, mama lui Doc, Micu, e vorba de fratele mai mic al lui Doc. Deci, avem o primă linie de personaje, e vorba de familia personajului central. Vecinii lui Doc, Nicoleta și bunica Nicoletei. La un moment dat, aflăm despre trecerea lui Doc de la o școală la altă școală, de fapt este
problema, una dintre problemele centrale ale textului și facem cunoștință cu unii dintre colegii de școală a lui Doc, anume colegii de la școala numărul 10. Deci discutăm despre Doru, Ulmu, Ulei, Briceag, Andrieș, Pătârniche, dar facem cunoștință și cu diriginta și, evident, cu directorul acestei școli. Ne aflăm la școala numărul 17, deci școala unde ajunge Doc, și acolo iarăși întâlnim colegii lui Doc. Gondea, Ligian, Grecu, Topală, Izbândă, Dada, Lucic, Tăbăcitu, Catâru, Oprea, Tacu și Nacu, vă amintiți de discuțiile lor amuzante de la recreație, dar facem cunoștință și cu directorul școlii numărul 17, facem cunoștință cu profesoara de chimie și numai decât cu diriginta clasei a 9-a A. În acest text identificăm următoarele tipologii. În primul și în primul rând, dacă discutăm despre lumea școlii, identificăm tipul intelectualului. Deci e vorba de diriginta de la școala numărul 10, profesoara de chimie, doamna Felicia, și profesorul de istorie. Din păcate, sau pentru a accentua antiteza, valoarea unor elemente în acest text, se identifică și tipul intelectualului ratat, mancurtizat. E vorba de diriginta de la școala numărul 17, dar și ambii directori ai acestor școli. Evident, într-un roman în care personajul central este adolescent, identificăm tipul adolescentului rebel și aici se încadrează toți colegii lui Doc. Catâru, Ligian, Gondea, evident, și Doc. O tipologie aparte în acest roman o constituie tipul artistului. La un moment dat, în școala numărul 17, urmează să vină un poet, nu oricine, poetul Colibă. Este emblematic acest nume, de ce? Pentru că în limba română, Coliva presupune grâul fert amestecat cu zahăr și cu nuci pisate și ornat cu bomboane și zahăr pudră, care se împarte de pomană la mormântări și la parastase. Deci, a venit preotul Colivă la școala 17, unde au fost adunați toți copiii problemă din oraș. O fi Coliva, o fi parastasul educației din acea perioadă, era doar o întrebare retorică. Evident, în text apare și tipul părintelui iresponsabil, e vorba de mama lui Doc și Ilarion, tatăl lui Doc. Astfel, după cele discutate, ne permitem să afirmăm că în acest text Doc este personajul principal, este individual și este un personaj complex prin trăsăturile de caracter pe care le demonstrează. Să consolidăm cele discutate mai sus prin identificarea modalității sau și a procedeului de caracterizare a personajelor. Când ajunge la serviciul cel al ei, e frizeriță la o frizerie în care clientul este o raritate, se așează pe scaun, șade și se uite prin geam când o să se abate un nespălat spre frizeria lor. Sper că descoperiți și umorul fin al lui Nicolae Sinenco. Mama lui Doc este caracterizată indirect, despre ea este vorba, prin mediul în care activează. Remarca despre frizerie denotă lipsa de profesionalism a angajaților, implicit a mamei. Următorul fragment. S-a mai gândit vreodată Gondea, zice Catâru, că odată și odată au să-i trebuiască receptoarele pe care le rupea. Da, tristă poveste. În acel fragment, Gondea, colegul de clasă al lui Doc, este caracterizat indirect prin acțiunile iresponsabile făcute anterior acestui eveniment.
De fapt, dacă ați citit cu atenție textul, vă amintiți că la un moment dat mama lui Gondea are o problemă de sănătate și în încercarea de a căuta un telefon ca să cheme salvarea, se constată faptul că, de fapt, tocmai Gondea fusese cel care deteriorase telefoanele publice. Segmente de text în care este caracterizat Doc. Vai, Doc, dragul meu, nu știe ce să facă, ce să zică, mă cuprinde și se umezesc ochii. Este vorba despre diriginta de la școala numărul 10, care îl caracterizează pe Doc prin intermediul acestei adresări. Dragul meu, relația aceasta emoțională, sentimentală, care se stabilește între diriginta de la școala numărul 10 și toți elevii din acea clasă. Doc, strigară mai multe voci deodată, poftindu-mă să ocup locul lângă un elev sau altul. Evident, e vorba de colegii de clasă ai lui Doc. Este un adolescent popular în clasă. Hai, hai, Doc, te joci cu focul. Mi-au spus și alți profesori că tu răspunzi obraznic. E vorba de diriginta lui Doc de la școala numărul 17. Deci, de la dragul meu, se ajunge, e vorba totuși de altă dirigintă, se ajunge la acest Doc, te joci cu focul, care sunt, reieșind din fragmentele, reieșind din textul pe care sunt sigură că l-ați citit, care sunt calitățile lui Doc. Pe parcursul textului noi descoperim sensibilitatea acestui personaj. Aflăm că este un băiat determinat, că este loial față de colegii săi, numai decât este un adolescent ambițios și este și isteț. Totuși, ziceam la început că el este un personaj complex și identificăm și defecte ale lui Doc. Deci este încăpățânat, este sceptic atunci când este pus în anumite situații, evident este orgolios, agresiv din punct de vedere verbal și sarcastic atunci când discută în clasă cu diriginta. Pentru a consolida cele discutate despre Doc, vă rog să continuați acest text poetic, text liric, prin versul Lipsă. Textul se numește Puzzle. Fericirea, puzzle din care mereu, care este versul vostru? Poezia aparține lui Vasile Romanciuc și în original ea sună în felul următor. Fericirea, puzzle din care mereu cineva fură o piesă. Care este piesa care i-a fost furată lui Doc? Care este piesa din puzzle-ul vieții lui Doc care lipsește? Dar care este rolul leitmotivului? Am 15 ani. Lumea îmi zice Doc și încă nu sunt acoperit de slavă. Ne oprim la momentul ortografic și fiindcă în textul lui Vasile Romanciuc identificați în cuvântul puzzle, vă întreb, care este varianta corectă în momentul în care articulăm acest cuvânt? Deci, vom merge pe articolul scris prin cratimă, puzzle-ul, și sub nicio formă scris împreună. Dandy-ul din fața casei zice că Bruxelles-ul este orașul de unde a procurat puzzle-ul excentric. Atât am avut a vă spune pentru astăzi. Vă urez o zi bună și spor la lectură!